Ziua de 9 mai este prilej de bucurie pentru întreg colectivul profesoral, dar și pentru elevii Liceului Tehnologic Auto, deoarece este ziua înființării acestui liceu. De asemenea, în cadrul evenimentului a fost organizat și simpozionul 9 mai în istoria românilor și a Europei. Suntem un liceu tehnologic care de-a lungul anilor, sub vechile denumiri, a fost o pepinieră pentru mediul industrial din zonă. Foarte mulți elevi au fost angajați de firmele situate pe platforma Craiovei și în momentul de față ne propunem același lucru. Dorim an de an și facem eforturi deosebite în acest sens ca elevii care vin în școala noastră să înveți o meserie și să fie viitorii angajați. În acest sens, unitatea noastră școlară beneficiază de un proiect extrem de important. Este un liceu adoptat. Proiectul se numește Adoptă un liceu. Este un liceu adoptat de marile firme operatori economici din Craiova. Cei care au trecut astăzi pragul Liceului Tehnologic Auto au putut vorbi cu agenții economici care sprijină formarea profesională a elevilor, dar au și vizitat atelierele unității de învățământ. Am bucuria deosebită de a prezenta și de a avea în mijlocul nostru și reprezentanții agenților economici, oameni care ne sunt parteneri, oameni care împreună șlefuiesc noua generație și o redă societății cu toate competențele necesare pentru bunăstarea lor personală și a țării în general. Mulțumesc mass media care, ca de fiecare dată, este alături de noi și astăzi, la această de sărbătoare, ne onorează cu prezența și le mulțumim pe această cale. Sunt multe lucruri de spus. Unitatea noastră școlară cred că are elemente cu care se poate mândri, elemente care contribuie la dezvoltarea profesională a tinerii generații. De ziua liceului s-a derulat și concursul de îndemânare automobilistică și legislație rutieră ASUL Automobilului. Liceenii au fost antrenați în competiții sportive de fotbal, basket, tenis de masă.